Începând de marți, 2 aprilie, părinții își pot înscrie micuții în clasa pregătitoare sau în clasa 1. Aceștia trebuie să știe mai multe lucruri despre această etapă importantă din viața copiilor lor. Pentru ca dezvoltarea viitorilor elevi să fie armonioasă, cadrele didactice și nu numai au realizat o serie de programe care vin în ajutorul părinților și a copiilor lor. Părinții trebuie să știe că aceste săli de clasă sunt amenajate special și adaptate nevoilor copilului de vârstă mică, mă refer la cei de 6 ani. De asemenea, trebuie să știe că psihologul școlar va face o evaluare a lor, deci dacă părinții au reticențe că copilul lor nu va face față la curicula pentru clasa pregătitoare, ei trebuie să fie asigurați că acel consilier psiholog al școlii îl va evalua corect și le va da recomandările de rigoare. Însă sala de clasă arată că ei au un alt program decât ceilalți elevi, fiindcă ea este împărțită în două părți distincte, loc de joacă și loc de învățat. Iar învățarea se face mai mult prin joc. Anul trecut, părinții s-au revoltat din cauza clasei pregătitoare, însă profesorii le spun că nu trebuie să aibă motive de îngrijorare. Clasa pregătitoare este echivalentul grupei mari de la grădiniță. Eu nu știu de ce există aceste temeri din momentul în care sunt atâția actanți ai educației care pot să-i consilieze, au expertiza necesară pentru a se ocupa de acești copii. Deci nu înțeleg îngrijorarea sau temerea lor. Începând cu data de 2 aprilie, în școlile din Valea Jiului se pot face înscrierile în clasa 1 și clasa pregătitoare. În Valea Jiului, acest proces se realizează în 17 centre.